Astăzi, iubirea a răzbătut din Amfiteatrul Colegiului Național Ion Minulescu. Sub deviza Dor de Dragobete, artiștii din cadrul prestigioasei unități de învățământ au susținut un frumos program artistic, oferind celor interesați momente emoționante. Ne-am gândit să organizăm o serbare pe care am numit-o Dor de Dragobete și asta nu neapărat ca o ofensivă la sărbătoarea occidentală a Sfântului Valentin, ci doar cât să nu uităm noi tradițiile noastre românești, care sunt superbe. O să avem o serbare în care elevii vor juca dansuri populare românești, o să avem o piesă de teatru, melodii de muzică ușoară, așa încât să rămânem cu un sentiment frumos, cu o bucurie aparte în ziua de astăzi, numită așa de frumos Dragobete. Este o zi importantă pentru noi, vrem să învățăm să iubim și altfel, și românește, să nu sărbătorim numai Valentine's Day-ul. Tocmai de aceea i-am sfătuit pe copii să fie îmbrăcați în ie astăzi. Avem și o piesă de teatru astăzi. Piesa a câștigat premiul pentru cel mai bun, pentru cea mai bună piesă de teatru și cea mai bună regie la Festivalul Național de Teatru. Se numește Geneza. Și avem o transpunere din Biblie pentru viața țăranului român. Nu ați mâncat. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Aceasta se face spre pomenirea mea. Membrii ansamblului de dansuri din cadrul colegiului au oferit momente extraordinare în care talentul s-a îmbinat armonios cu simțul artistic și maestria. Dragobetele este o sărbătoare a noastră, a românilor în special. Și pentru evenimentul de Dragobete am pregătit două suite. Spectacolul a fost presărat cu frumoase melodii de dragoste interpretate de elevii talentați ai liceului Slătinean. Show me how to fight for now. And I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You're right here all alone. Dragobetele pentru tine? Cred că în lumea asta modernă, sărbătoarea de dragobete arată și puțină tradiție și e bine să ne reamintim puțin ce am fost, ca să nu ne uităm rădăcinile. Zeci de elevi au urcat pe scenă, iar talentul lor a fost răsplătit cum se cuvine de către colegi.